Dragilor, vreau să vă spun că mă simt onorat să fiu gazdă la acest eveniment și cred că este un timp special al reconcilierii. Mă gândeam, ascultându-i pe prietenii noștri evrei, pe Dino, pe Pitiu, ascultându-i, că Dumnezeu ne cheamă să schimbăm lucrurile, să facem istorie și în această perioadă suntem în timpul sărbătorilor. A fost sărbătoarea anului nou, Rosh Hashanah, apoi a fost Yom Kippurul și acum suntem la sărbătoarea corturilor. Dumnezeu ne cheamă pentru un început nou, pentru că anul nou este sărbătoarea unui nou început, a unui nou start. Sărbătoarea ispășirii este un timp al iertării, un timp în care Dumnezeu iartă. Este drept că foarte mulți mi-au spus, Vali, de ce trebuie să ne cerem noi iertare de la poporul evreu? Ce am făcut noi? Ce vină avem noi? Noi n-am trăit în acele vremuri, în acele momente. Dumnezeu ne cheamă ca să reparăm lucrurile. E drept că nu putem să le schimbăm, dar putem să învățăm lecția ca să nu o repetăm, să nu repetăm lecția istoriei, pentru că atunci când nu înveți, ești pasibil să repezi lucrurile. Pe de altă parte, noi știm că este suficient ca oamenii buni să nu facă, să nu-și facă treaba pentru ca răul să se întâmple. Ei bine, noi nu mai vrem ca răul să se întâmple, de aceea stăm astăzi în locul acesta pentru reconciliere. Noi nu mai vrem ură, nu vrem ca să vorbim de rău poporul evreu, nu vrem să vorbim evreii de rău, să transmitem un semnal că iubim și să chemăm oamenii ca să iubească. Pentru că, așa cum spuneau, sunt puțini, am auzit, au mai rămas puțini. Și mulți au spus, nu suntem noi vinovați, e vinovat guvernul lui Horthy care a venit. E jumătate de adevăr și poate nici atâta. Poporul român este vinovat. Este vinovat prin faptul că a tăcut, este vinovat prin actele pe care poporul român, România, armata română, le-a făcut în Moldova, le-a făcut în Transnistria, le-a făcut la Odessa, când au omorât evrei. Și pentru asta noi ne cerem iertare. E drept că nu putem să schimbăm lucrurile, dar vrem să spunem și vrem să vă adresăm vouă care reprezentați evreii și să vă spunem în seara asta, încă o dată ne cerem iertare pentru ceea ce au făcut românii, ce au făcut bunicii noștri, ce au făcut cei din familiile noastre. A fost un lucru greșit, a fost un lucru rău, a fost un lucru groaznic ceea ce au făcut ei. Și noi nu vrem ca aceste lucruri să se mai întâmple. De aceea vrem ca să ajungem să avem această bucurie împreună. Este un lucru extraordinar în promisiunea pe care Dumnezeu i-o face lui Avram, în legământul avramic. Acolo nu spune doar că voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta și voi blestema pe cei ce te vor blestema, ci este o promisiune extraordinară care îl anunță pe Domnul Iisus Hristos și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta și noi suntem aici ca un efect al binecuvântării lui Dumnezeu în sămânța lui Avram pentru noi și românii sunt parte din această binecuvântare. De ce în seara asta? Vrem ca să încheiem acest eveniment cu această declarație pe care vreau să o semnez și vreau să vă chem și pe voi să pun acolo jos această declarație, să o semnăm, să ne asumăm, pentru că atunci când îți asumi un lucru, îl faci intențional. Sunt mulți care spun, am fost acolo la acel eveniment, nu este suficient, trebuie ca să vorbim, trebuie să rostim. Și atunci când binecuvintezi, atunci când vorbești de bine, schimbi atmosfera și schimbi lucrurile. Așa că vrem să anunțăm și declarăm astăzi, în locul acesta, în Baia Mare, ca un oraș al României, aliniat cu celelalte 50 de orașe care astăzi se întâlnesc pentru acest marș al vieții din multe țări. Și spunem că prin acest eveniment declarăm că noi nu vom rămâne indiferenți în fața antisemitismului, a urii față de evrei și a oricărei încercări de discreditare a Israelului.
Stăm împotriva oricărei forme de minimalizare, de echivalare sau comparare a Holocaustului cu consecințele pandemiei COVID-19. Nu este nici o echivalare, nu este nici o asemănare. Astea sunt efectul unui virus, acolo a fost mâna ucigașă a omului. Stăm împotriva oricărui fel de teoria conspirației care în mod public a devenit acceptabilă din nou drept conspirație globală a evreilor. Stăm împotriva oricărei forme de antisemitism și de ură față de evrei care în mod public sau ascuns pe internet sau cu mijloace de protest public pe străzi duce la degradarea și discreditarea poporului Israel. Declarăm că legământul făcut de Dumnezeu cu poporul lui, Israel, și promisiunile lui din Geneza 12:3 sunt actuale și valabile pentru orașele și pentru națiunile noastre în aceste timpuri și pentru totdeauna. Voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta și voi blestema pe cei ce te vor blestema și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine. De asemenea, ne smerim și cerem iertare pentru indiferența noastră față de antisemitism și ură împotriva evreilor. Ne smerim și cerem iertare pentru faptul că am devalorizat și desprețuit și marginalizat poporul evreu. Ne smerim și cerem iertare pentru că nu am recunoscut faptul că poporul evreu este poporul lui Dumnezeu și lumină pentru națiuni. Prin urmare, declarăm că fiecare națiune este binecuvântată prin viața poporului evreu. Declarăm că recunoaștem poporul Israel ca poporul lui Dumnezeu. Îl binecuvântăm și stăm alături de el în strânsă legătură și rugăciune. Declarăm că poporul evreu este purtătorul promisiunilor lui Dumnezeu. De aceea, împreună, declarăm și rostim ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu. 2 Cronici 7:14. Dacă poporul meu, peste care este chemat numele meu, se va smeri, se va ruga și va căuta fața mea, se va abate de la căile lui rele, îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul și voi tămădui țara. Și acest cuvânt este peste poporul român. Dacă poporul român, peste care este chemat numele lui Dumnezeu de către noi, prin noi acum, se smerește astăzi înaintea lui Dumnezeu și ne rugăm căutând fața lui, ne abatem de la gândirea antisemită, de la toate lucrurile care au fost împotriva poporului evreu. Știm că Dumnezeu ne ascultă din ceruri și va tămădui România. De asemenea, rostim peste poporul evreu, Isaia 62, de la 1 la 7. De dragostea Sionului nu voi tăcea, de dragostea Ierusalimului nu voi înceta, până nu se va arăta mântuirea lui, lumina soarelui și izbăvirea lui, ca o făclie care s-aprinde. Atunci neamurile vor vedea mântuirea ta și toți împărații slava ta și îți vor pune un nume nou pe care va hotărâ gura Domnului. Vei fi o cunună strălucitoare în mâna Domnului, o legătură împărătească în mâna Dumnezeului tău. Nu te vor mai numi părăsită, nu îți vor mai numi pământul pustiu, ci vor numi plăcerea mea este în ea și țara ta o vor numi Beula, adică măritată, căci Domnul își pune plăcerea în tine și țara ta se va mărita iarăși. Cum se unește un tânăr cu o fecioară, așa se vor uni fiii tăi cu tine. Și cum se bucură mirele de mireasa lui, așa se va bucura Dumnezeul tău de tine. Pe zidurile tale și acum și în Baia Mare, Ierusalime, am pus niște străjeri care nu vor tăcea niciodată, nici zi, nici noapte. Voi care aduceți aminte Domnului de el, nu vă odihniți deloc și nu-i dați răgaz până nu va așeza din nou Ierusalimul și îl va face o laudă pe pământ. Și noi ne rugăm lucrurile acestea și în Psalmul 137, psalmiștii Exodului,
spuneau în cântecul lor, spuneau, de te voi uita Ierusalime, să-și uite dreapta mea de stoinicia ei, să mi se lipească limba de cerul gurii. Psalmiștii își blestemau într-un fel, dacă vor uita de Ierusalim, instrumentele laudei lor, pana cu care scriau psalmi, pentru că deja nu mai erau războinici, și limba cu care cântau psalmi, pentru că ei știau și au ales să țină Ierusalimul totdeauna înaintea lui Dumnezeu. De ce din locul acesta, în seara aceasta, binecuvântăm poporul evreu? Dumnezeu să-i binecuvinteze, să-i mulțească de 1000 de ori, să facă să strălucească soarele păcii peste ei. Dumnezeu să binecuvinteze Ierusalimul, să-l păzească, să-l ocrotească. El care este cel care ocrotește pe Israel să nu aibă odihnă până nu va împlini toate promisiunile. Ne rugăm ca Dumnezeu să binecuvinteze evreii care încă locuiesc în România. Ei sunt aici, o dovadă a faptului că Dumnezeu încă iubește România, pentru că El prin ei ne transmite un semnal. Eu vă iubesc și vă binecuvintez. Noi vă iubim și vă binecuvântăm. Fiți binecuvântați din belșug de Iehova. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin.